Nume mari ale fotbalului hunedorean și românesc vor fi în această seară în tribună pe arena Michael Klein din Hunedoara, la meciul ce se anunță unul incendiar, Corvinul CFR Cluj. Pe lângă miile de suporteri prezenți vor fi și Mircea Lucescu, Ioan Vlad, Mircea Rednic, Romică Gabor, inclusiv fostul mare internațional și component al generației de aur al Corvinului, Ioan Andone, care a declarat la Hunedoara că albaștrii au șanse de a se califica. Mă aștept la o calificare a Corvinului în turul superior, mă aștept la un meci frumos, știu că stadionul va fi arhiplin, am încredere mare în Maxim și băieții lui, toată Hunedoara așteaptă calificarea. Ar fi un lucru extraordinar pentru proiectul actual de aici. Eu am câștigat două campionate și o cupă acolo, plus două supercupe. Deci am 5 trofee cu CFR-ul. E o echipă în formare, nu are omogenitatea pe care o are Corvinul la ora actuală și am încredere că i-au analizat bine și un singur meci. Deci 90 sau poate 120 de minute și cu penaltii. Nu poți să știi niciodată. Deci un meci de cupă, o echipă de categorie inferioară are șansa de a se califica. Nu uitați, vă aștept în număr cât mai mare pe toți cei care v-ați cumpărat deja bilete, pe cei care urmează să vă cumpărați bilet. Vă aștept pe arena Michael Klein, începând cu ora 19:30 la meciul din Cupa României cu CFR Cluj. Eu cred că vom fi peste 10.000 de spectatori și nu doar din Hunedoara, din tot județul Hunedoara, chiar și din alte orașe. Hai, Corvino!